Persoanele împotriva cărora anchetatorii au dispus începerea urmăririi penale sunt președinți și membri ai unor secții de votare și observatori. Aceștia au fost duși la audieri în București în urmă cu o lună. Unul dintre observatorii de la o secție de votare din Bâlteni susține că procurorii i-au intimidat pe cei audiați. Ce s-a întâmplat în secția de votare? În secția de votare nu s-a întâmplat absolut nimic. A decurs așa cum trebuie să decurgă votarea. Acuzații le-au zis că a fost fraudare. Probe și ele numai dânsii știu. Vi s-a spus că au fost alte semnături la alte persoane? Da, ni s-a spus, da. Ni s-a dus la cunoștință că au fost, că au găsit dânsii, nu știu din ce au închetat, a spus că sunt semnături. Edilul comunei spune că urmăriții penal sunt membrii a două secții de votare. Prima dată au avut calitatea de martor, la a doua audiere care a avut loc la DNA la București, li s-a schimbat calitatea din martor renumit. Se pare că au fost, probabil din partea anchetatorilor, neclarități cu privire la desfășurarea referendumului. În comună, localnicii vorbesc și acum despre ceea ce s-a întâmplat la referendum. Unii dintre ei au dat declarații în fața procurorilor DNA veniți de la capitală să-i ancheteze. Încă o dată se dovedește că ai mari care au avut bani, au plătit să se fraudeze, să ieșe în avantajul lor. Și noi să rămânem ce am fost. De ce spuneți acest lucru? Ce s-a întâmplat? Pentru că eu stând acasă am apărut că a votat, toți vecinii mei au apărut că a votat și văd că nu s-a luat nicio măsură. Eu cred că dacă n-a fost semnătura lor, nu-i corect. Nu? Așa zic. Cei 12 membri și președinți din secțiile de votare au fost audiați luna trecută când au fost duși la București cu duba poliției.